perioada postului, legumele și fructele sunt foarte căutate în piețe, dar prețurile nu sunt pentru toate buzunarele, așa cum se plâng gălățenii care vizitează piața. Ciupercile, de exemplu, deși sunt înlocuitoarele perfecte pentru carne, în meniul din perioada postului se găsesc la prețuri nu tocmai convenabile, adică între 7,5 și 9 lei. Sunt prețurile foarte mari, dar în sfârșit, cine are bani cumpără mult și cine are bani puțin, cumpără puțin. Mai ales că și mai ales că îi post, chiar dacă nu-i post, ne uităm și noi și la struguri și la roșiile alea, la toate, dar dacă nu se poate cumpăra, nu cumpărăm. Și cine are bani mulți, cumpără. Pe timpul lui Ceaușescu, tot ce se vedea, se mânca. Toată lumea, și bogatul și săracul, și care avea o funcție mai mare și care era o funcție mai mică. Ciuperci? Scumpi și dintr-un kilogram alea, că sunt foarte scumpi, eu și așa n-am pensii, n-am, vai de capul meu, mă ajută așa copiii, am trecut așa, am văzut mai eu de chișnițele, zic, băi, am făcut fasole, prea zic, am chișnițele, din asta sunt, de post, foarte scumpi. Pe de altă parte, comercianții sunt supărați că vânzarea nu merge deloc bine și că sunt nevoiți să scadă prețul pentru a putea concura cu produsele din supermarket. Vânzarea merge prost, pentru că nu mai vine lumea la noi să ducă în supermarketuri. Deși este post și prețurile cum sunt față de anul trecut? Sunt destul de bune, sunt identice, nu au crescut prețurile, din contră, de multe ori dăm și sub prețul de achiziție să scoatem cât de cât din bani. Suntem foarte vitregiți noi de când au apărut supermarketurile. În afară de ciuperci, pe tarabă mai puteți găsi cartofi cu 2 sau 2,5 lei, varză cu 2 lei, conopidă cu 6 lei și fasole cu 10-12 lei kilogramul. Concluzia este că postul te curăță spiritual, dar îți curăță și buzunarele.